Și asta vei fi, ca da? Da. Cunoștem împreună cu Lucinski. Da. Ne aflăm în ospiție la doamna Margareta Gheorghe. O știm așa de un medic foarte bun, cândva erați la Chișinău. Care-i povestea mea tale? Am auzit, vreau să vă felicit în primul rând că cererea noastră la primărie, la consilieri s-a acceptat, dar totuși a scris la 400 de lei, 400 numai să vedei, nu putem măcar vreo 1000? Eu n-am știut cum să mă adresez. Eu am venit într-o stare, eram foarte gravă. Eu leșnam, mă clop scaun și am spus că ajutați-mă cu medicamente la vin. Acolo așa s-a discutat, chiar că, zice, cerere că chiar n-am de pâine, așa e corect? Dumnezeu, ce n-avem nici, și acum tot e, ca femeia ne-a adus o vecină, ne-a adus și pâine și producte. S-a gătit pe medicamente, dar 600 de lei, afară de 400 de lei care ne-a dat, eu am împrumutat. Ce s-a întâmplat? Totuși știu că erați, să zic așa, o femeie săvietscă, e băievaie, cum de așa, ori, parcă nu se mănați în vârstă, fii de cum... 73 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. De mult ați venit de la Chișinău, mă vedere? 18 ani. 18 ani. De 18 ani în Comuna Largă. O istorie ceva din privința medicinii. Cum la Chișinău? Eu am lucrat aproape 20 de ani în Chiev. Da, eu am lucrat cu studenții, zaveduși la... Mergi să încerci studențească policlinică. Da, în Chișinău am fost șefă policlinici. Am avut și... Care policlinică, dacă nu-i secret? Policlinica numărul 3, pe Berzarină, studențească. Dar era în clădire ce e două etaje, un etaj pentru mari și am fost șefă policlinici la două policlinici. Adică două policlinici într-o clădire. Și am avut onoare. Главврачи ми да тето време премију, пи урме на трудовај, ам скреска, ам лукрат бине. Што термина тетко бине, ново ања лукрат ам комисија ди премири ла университати, ка ентоди уна и мало ка доктор. Да. Știu că ați fost un om de valoare foarte întrebat. Când auzăm de Margareta Gheorghe venită în Largă, așa tot se bucurau. Știe că eu sunt șefă policlinic, știe că eu sunt comisia de primire. Întreau studenți de la Moldeni în Largă și mă cunoșteau, mă ascult. Eu sunt mulțumită de ce viață am avut. Eu am fost foarte fericită și am avut onoare. Acum a rămas așa că eu trebuie să cer bani în ajutor. Poate nu-i momentul să amintesc, dar totuși știu că ați avut o fată, Florentina, care era tot jurnalistă, da? Nu. Florentina, doctor în științe diplomatice. Da, da. Florentina a terminat universitatea 5 ani, pe urmă încă 6 ani doctorat a făcut în Berlin și cu soțul ei împreună am învățat într-un grup 6 ani, au devenit amândoi doctor în științe diplomatice. Știm că trăiesc în Anglia, da? În Norvegia a lucrat, a ocupat un post foarte, nu pot spune, foarte sus, dar și secret. Mai departe nu pot spune nimic. Gene Linieu acum e profesor în științe diplomatice, nu doctor, dar profesor, și tot e diplomat. Ce ați dori așa ca cineva poate să vă ajute, anume în ce constă ajutorul, în lemne poate, în bani, în... Aia este două lucruri în care am nevoie necesar, chiar urgent, pentru că eu n-am pe ce face mâncare bolnavă, îmi trebuie urgent plită, măcar cu două confort și mai mult nu-mi trebuie gazove, că n-am pe ce lua. Eu dacă primesc am o pensie, eu trebuie să dau datoriile pe medicamente încă, afară de ceea ce de la primărie. Și producte trebuie să iau și trebuie plătit lumină tăt și eu rămân fără bani, n-am pe ce lua plită gazului. Sunt într-o stare super grea, mă. Și cu telefonul prea urât treabă, pentru că eu pe mobil bani mulți merg, dar ne-i trebuie, sun la unul, du-te, te rog, și cumpăr în pâine, du-te, te rog, și cumpăr, și tăt asta plătesc. Eu înainte de a veni am vrut să vă contactez.
chiar mi-a dat șefa poștei, chiar și-i mulțumesc pentru asta, numărul dumneavoastră, dar a spus că mi se pare că e ocupat totdeauna, ceva nu lucrează. Și de aceea, în privința aceasta, am să vă ajut cu telefonul, chiar eu am să vă... Frumos. Telefonul și cu plita, dacă se poate, urgent, pentru că nu am pe ce face. Mulți ani am lucrat în Chiev. Șef de zdravopunct, de punctul medical, da, la Târgoviu Economic Institut. Domnul Valentin, suntem rudenii verișori și când a făcut nuntă, asta m-am invitat și am venit din Chiev special, pentru că un nunt frumos a fost extraordinar și eu îl iubim, îl respectam și am vrut să-l onorez cu prezența mea. Știu că generile dumneavoastră, da, fiica mea era studentă și a fost drușca cea mai mare, dar eu am fost oaspeți de onoare. Da, da. Eu am primit în prag, cum spune. Am să arăt câteva cadre chiar, da, de da, atunci. Da, da, când primim nunul mare. A fost un nunt cam povești, dar Valentin era, nu Emile, dar artist super, foarte simpatic, extraordinar. Mersi. A fost nunta la un nivel super. Sacră cei mari te-ai pregătit. Da, da. Da, cum? Atâția ani nu ne-am văzut și nu când ne-am văzut, eu suntem tare fericiți. Voi așa ca Alla Pugaceova să fie rotară, zic că nu trebuie bine, dar ele zic că să le docajăm că totuși și bine. Da, da. Și zic, la urmă, sărutată, așa și singur. Așa facem și noi. Suntem fericiți. Ne-am întâlnit la așa o zi însemnată. Și asta vei fiica, da? Da. Îmi cunoștem împreună cu Lucinski. Da. Uh-huh. Asta în Anglia fotografiată, nu? Uh-huh. Florentina a terminat liceul Osaki cu 10, cu note de 10 și universitatea tot cu note de 10. Și Lucinski era atunci președintele ЦК, oricum spun, uh-huh, da? Și a fost în teatru de opere și balet în mânare la 4 persoane din Moldova, 4 studenți care au terminat din toate vuzurile, tot pe 10 universitate. Și eu primit $500 ca premiu și gramată, diplom, adică gramată. Și ei era, când au fost studente, ei cunoștea 4 limbi, franceză, germană, italiană, și engleză, franceză, italiană și română. Nu. Engleză, germană, franceză și italiană. Mm-hmm. Da. A terminat universitatea tot pe 10, dar din cursul 3 până în cursul 5 e paralel lucra la Soros.
Și era președintele la un partid politic care lua parte domnul Lucenschi. Fotografia asta e făcută la o ședință din când era Florentina ca președintele partidului și domnul Lucenschi președintele țării. Ia n-auziți dumneavoastră, cum așa totuși eu nu mă pot împăca cu gândul acesta? Cine erați dumneavoastră că vineți și câteodată mă întâlnim stradă și îmi spuneți, zici că poate să-mi împrumut vreo 300 de euro, ceva asta, și eu sigur mă refuzam, dar... A, Florentina învăța în doctorat. Și acum așa s-a întors roata. Și e, știe că viața mea e singură aici și greutate și ea îmi trimite câte 200-300 de euro, nu în fiecare lună, dar așa jumătate de an e mă ajuta. Și de atât eu gândeam că poate ai nevoie de ceva, da. Suntem rude și am vrut să te ajut. Mulțumesc mult! Uh-huh. Asta e Florentina, da? Nu, nepoțelul. Da. Asta e Florentina. Cu soțul, da? Ginele, da, ginele cu soțul la Papa de la Roma. Uh-huh. Da, produsă la zero, da? Da. Domnul Margareta, ați fost șef a policlinicii la Chișinău. Cum dovedeați că să educați așa pe Florentina, deșteaptă? Eu știu că când vorbim cu dânsa, îmi pare foarte ceva, vorbesc cu, ca o ministră. Știu că ești pe tineret ceva era. Florentina, da. Pe eu a fost președintele tineretului din Moldova. Da. Un partidul ăsta a fost șef. Da. Cum facem? Eu am un caracter foarte punctual, am fost în viața mea, de atât pe unde am fost, eram șef, pentru că eu am știut cum să conduc. Și cum am condus cu 90 de doctori, și că cu un copil, greutate mare era, că eu șeful policlinicii venim la ora 8 seara încărcată de emoții și obosită, dar totuși, am reușit și ei seamănă la mămică, că mămică a învățat bine cândva și am reușit că să termine și liceul Osaki atât pe 10 și universitate pe 10 să ajungă la nunta ei, rectorul Universității Europeană de Studii Înalte Diplomatice, rectorul și încă doi diplomați care au învățat au fost la nuntă. Și când au ridicat fujerul, a spus, doamnă Margareta, vă mulțumim că ați educat așa o fiică a Moldovei, care unica din Moldova, a terminat doctoratul și a devenit doctor în științe diplomatice, cu diplomă adevărat. Și am fost mulțumită și aici de domnul Lucenschi în teatrul de opere, când el a ținut cuvântare, tot s-a adresat la mine și la ceilalți părinți, care încă trei părinți au fost, care toți au terminat cu 10 copii. M-am mulțumit cum am putut să o educ, că eu terminat și liceu și universitate pe 10. Poate de la o notă așa înaltă, chiar să vă întreb, dar totuși aș vrea să întreb, de la ce a decedat totuși Florentina? O boală grea a avut. Aha, aha. La câți ani? La 34 de ani. La 34. Am un nepoțel de 11 ani, aha. Am un genere care mare de mămică, și ne întâlnim, eu plec când am posibil. Domnului a fost în Chișinău cu nepoțelul, spart cu mine ca cu mămica lui. Florentina e mormântată lângă mămica lui, el așa o dorit. Mm-hmm. Da. Totuși în ce țară ați spus? În Norvegia. Norvegia. Da. Mă croleacă cu lemne, pentru că n-am deloc, eu tai poni. Lemnele sunt 1000 de lei scladometru, ne-i trebuie 8. Camera tare mare. Tăieți pomii din grădină? Da, din cauza că eu n-am lemne, dar camera are 19 metri, eu fac tot ziua foc și totdeauna numai pe peci că se poate sta da, jos. Da, mă uite, e friguț la jos e imposibil de stat, de dezbrăcat. Sunt într-o stare foarte grea, adică
cum să vă spun, nici cum să vă spun, dar în viața mea n-am avut așa greutăți. Am avut apartament în Chișinău și când fiica era în Norvegia, ei m-a rugat că să vând apartamentul, să mă duc să trăiesc cu dânși. Am vândut și când m-am dus, am trăit puțin și a decedat fiica și eu am hotărât să vin înapoi. Și eu cum am nici apartament, trăiesc în casa părintească, are 106 ani, săraiul ăsta este un sărai, nu-i casă. E că de atâta viața mea s-a complicat, pentru că eu am avut apartament în Chișinău cu doctor. Apartamentul le-ați cădonat în vedere la... Nu. Nu? Nu. Ginele m-a rugat și fiica că să vând, ca să mă duc la dâns și să trăiesc. Și eu am vândut și m-am dus, am trăit, dar ei au decedat și eu am hotărât să vin înapoi. Nu, gata, mă gândim să fac altă familie, poate eu însă îi incomodez, am venit la casa părintească. Aceștia cine-s? Tata și mama. Aceasta e Florentina, da? Da. Și alături cu? Nepoțică. Nepoțică. Nepoțică.